Sunt fericite. Dar de ce ești fericită, Cornel, că doar n-ai prins niciun pește? Cum e? Plec în vacanță. Băi, apropo de asta, hai să mă împrumuți pe mine cu un troller. Troller? N-am eu troller, ei. Cam o sacoșă de rafi mi-a dat Aurica să pun pește în ea. Dacă vrei, ți-o dau. Cum e să plec în vacanță cu sacoșă de rafi? Hai, nebunit. Dar unde pleci și cât stai? Băi, încă nu știu, dar visez așa la o vacanță exotică. Din mult visez, ei, și mă pregătesc intens pentru treaba asta. Și tu ai bani pentru vacanță exotică? Uite, ui. Cred că 25 de lei stăți banii mie. Cum e, Cornel, tu vrei cu 25 de lei să te duci într-o vacanță exotică, ei? Și râs, ei, și râs. Păi să știi că azi dimineață, la horoscop, o să stai așa la Zodia Taur. O să ai parte de o vacanță din neuitat. Ei, și eu îmi pregătesc bagajele deja, mitic. He, he, eu cred în horoscop, ei. Adevărul e, băiețe, că mie începi să mi se adeverească ce mi s-o zis la horoscop, să știți? Eu sunt Zodia Leu și s-o zis că mi se consolidează relația din ce în ce mai bine. Bine, eu oricum nu sunt genul de bărbat care se plânge de femeia lui, ei. Adică eu cu Maria ne înțelegem bine. Dar după ce s-o zis la horoscop, am impresia că o să ajungem un cuplu mai ceva ca Angelina cu Brad Pitt. Toate ca toate, dar știi, voiam să vă întreb. Tu, mitic, îmi datorez vreo sumă de bani că nu mai aduc amin. Eu? Dator ții, ei? La ce te-ai luat? Păi azi la horoscop, la Zodia Rac, mi-au zis că are să-mi dea cineva o sumă de bani. Iar cu suma de bani să-mi deschid o afacere importantă. Băi, Ioan, tu îmi datorezi vreo sumă de bani? Eu? Nu. Băi, Cornel, tu îmi datorezi vreo sumă de bani? Eu, e? Eu plec în vacanță, de unii bani? Băi, dar oare la cine făce referiri netic când au zis că am de recuperat o sumă de bani? Băi, băieți, ascultați-mă cu mare atenție. Asta cu horoscopul e o mare prostie. E făcut în special să manipuleze mintea oamenilor. Ei, evitică, nu știu ce să zic. La Zodia Gemeni o zis că o să ai parte de o veste rea. Da, ui, da, chiar. Am văzut eu la televizor dimineața, așa-i? Băi, Cornel, te credeam prieten adevărat, dar văd că ai luat-o și tu razna, băi. Mie mi s-a făcut o poftă de o bere răsii. Mă, la bar să bea o bere acolo și poate afli cine ar să-mi dea banii. Hai, pa, bă. Băi, la voi trage ceva acolo? Trage din rupi, părinte! Abia aștept să văd cu ce parteneri mă întâlnesc eu azi dimineața la horoscop. Dar tu ce zodie ești, că am uitat? Capricorn. Ah. Mie, azi la horoscop, la zodia mea, berbec, mi-a spus așa. A venit momentul pentru o schimbare. O să-ți schimbi cariera și o să faci ce-ți place cu adevărat. Și ție ce-ți place să faci? Ei, mi-mi place să fiu dansatoare, abia aștept. Ia să fă, Aurică, ție ce ți-o zis azi la horoscop? Mie, la horoscop, la zodia mea, Scorpion, o zis că a venit momentul să iau o decizie foarte importantă. Doar că nu știu pe ce plan. Pentru că eu bani nu am, loc de muncă nu am, afaceri nici atât. Singurul lucru pe care l-am e un prost pe capul meu. Și cred că aici făcea referire horoscopul. Aici trebuie să iau eu o decizie. Paurica, știi foarte bine că eu sunt astrologa satului. Și după calculele mele analitice, tu, Aurica, care e Scorpion, nu ești compatibilă cu Mitică, care e Gemeni. Pentru că Scorpionul e zodie fixă de apă, guvernată de Marte și de Pluto. Scorpionul e compatibil cu Peștii, Fecioara, Capricorn, adică eu, și Curacul. Fă, Aurică, eu cred că Maria are dreptate. Și eu m-am uitat dimineața la horoscop și am văzut că la Mitică o zis că o să se vadă cu o persoană din trecutul lui. Eu nu vreau acum să bag râc între voi. Da, eu ți-am zis, tu tragi concluziile. A, da? Întâlnirii trebuie, a? Ei, lasă!
Am venit și eu aici lângă voi, poate am noroc mai mult la pește. Și vreau chiar să vă spun ceva. Hai să nu spui, părinte, că vrei și tu troller sau bani. Nu, le am pe amândouă. Dar, oricum, știi cum să spun în viață, mitică? Mereu e loc de mai bine. Vreau să vă fac un anunț foarte important, măi. Fauric, tu ai să-mi dai mie niște bani? Ce bani visează-i, Viorelli? Când vreodată ai avut tu bani de dat ca să ai acum de luat? Adevărat. Eu prost că am întrebat acum. Da, iază, tu ai idei unde-i combinatozaurul ăsta de mitică? Mitică? Ha? E pe baltul, Fauric, că tragi cu băieți la pești. Da, stai să vezi și palmii trag eu lui. Am primit o veste de dimineață, că voi fi avansat în grad. Așa prezic astrele în zodia săgetător, că voi fi avansat în grad la locul de muncă. Iau, și ce înseamnă asta, părinte? Nu știu nici eu exact cum să explic, pentru că aștept să fiu înștiințat. Dar, după cum anticipez eu, cred că o să devin patriarh. De, Doamne! Dacă o să se adeverească ce-o zis părintele, asta o să fie foarte bine pentru mine. Chiar și azi dimineață mi s-a confirmat la horoscop că eu, vărsătorul, o să primească o mărire de salar. Ei, vă rog eu frumos, nu începiți să iară cu prostiile și cu horoscopul, ei. Dacă tu nu crezi în asta, să știi că eu cred și că părintele este săgetător și el are foarte mare noroc la bani. Și unde sunt banii, sunt și eu. Hai că mi-am pierdut destul vremea cu zodiile voastre. Vă las pe voi să sperați în astri să îndeplinească dorinți. Hai, Corneli, că am o sticlă bună de vin. Hai! Da, sunt gurioanii? Da, fă! Ce liniște-i! Mm-hmm. Deci m-a mințit că se duce la pescuit și el s-a dus la întâlnire. Deci avea dreptate horoscopul. Ei, las! Agonia, piere! Butoiul meu de vină, eu dispărut butoiul meu de vină! Ne! Băi, ți-o zis Ion, cu o auzi la horoscop că o să primești o veste proastă? E, asta e vestea, ți-o dispărut butoi! N-am eu noroc la bani, cum o zis la horoscop, dar noroc ți-l mai faci cu mâna. Înțelegi, eu am fost la pescuit, nu am fost la nicio femeie, nu mai cred în horoscopul ăsta. Măi, mitică, ai noroc că săptămâna viitoare o să fim nași, că altfel îți învinețam ochiul. Drag popor, pe această cale vreau să vă anunț că săptămâna viitoare începem o serie nouă în care eu și cu mitică o să fim nași. Așa că nu ratați seria asta, fraților, se numește Nuntă în sat. Și credeți-mă că va fi ceva super tare. Să nu ratați niciun episod. Ah, și scriți în comentarii. Pe cine credeți voi că o să cununăm? Și nu uitați de like! Like, like, like!